ora 15. Sunt Ioana Constantin, încep 3 ore de politica zilei. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici pe B1 TV. A fost astăzi o întâlnire la guvern. Premierul Ciolacu s-a întâlnit cu nevăzătorii și cu persoanele cu dizabilități. Evident că n-au obținut nimic cei cărora le-au scăzut pensiile. Ciolacu însă promite o lege nouă. Sunt foarte mulți pensionari care nu au primit încă decizia de recalculare. O să detaliem ce se întâmplă în acest caz, pentru că de săptămâna următoare ar trebui să sosească deja pensiile majorate. Este un întreg scandal cu aceste decizii de recalculare. Vin tot mai multe decizii din teritoriu greșite. Vă arătăm care sunt cele 4 motive pentru care o decizie poate să fie greșită. A fost o întâlnire însă și în Hunedoara a reprezentanților pensionarilor. O să intrăm în direct cu ei și o să vedem ce s-a discutat și acolo. O să vă spunem și cum puteți să contestați aceste pensii și mai ales câte pensii exact rămân înghețate în România. Sunt 800.000 care scad pe deciziile de recalculare și cel puțin 56.000 pentru cei care au muncit în condiții speciale care rămân înghețate. O să vorbim și despre alimentele pe care le importăm, mult mai multe, enorm de multe față de cele pe care le exportăm, mai ales la legume și la fructe. Și mai târziu în emisiune însă o să ne uităm și la ce se întâmplă cu comisarul european, pentru că apare un nume nou. Roxana Mânzatu este eurodeputat al PSD pe lista așa scurtă a celor care ar putea să ajungă comisari. Mai târziu în emisiune, în cea de-a treia oră, ne uităm și la sistemul Patriot pe care nu l-am dat Ucrainei. De ce? Și mai ales de ce ne tot somează Ucraina să-l livrăm cât mai rapid. Și v-am pregătit dezvăluiri interesante despre mafia GPL, legăturile cu Rusia și cu Georgia, ce s-a întâmplat de fapt la Crevedia și cine este în spate. Începem! Primii mei invitați de la această oră în platou alături de mine, Ștefan Florescu, este președinte PMP Sector 6, consilier general. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Florescu. Ziua. Mi se alătură senatoarea USR, Silvia Dinică. Mulțumesc foarte mult, Silvia, membru în Comisia de Educație. Mulțumesc mult. Ni se alătură domnul Dumitru Leonte, reprezentant al pensionarilor din Bacău și a fost astăzi la întâlnirea despre care vă spuneam din Hunedoara. Mulțumesc mult, domnule Leonte, vă salutăm. Română, bună ziua! Doresc ca să, dacă sunteți bună, să intervin cât mai repede. De ce? Fiindcă... Imediat. Mai îl prezint pe domnul Popa. Stați un pic, domnule Leonte, imediat. Îl salut și pe domnul Ilie Popa de la Galați. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Popa, de la Asociația Siderurgistu. Bun, dați-ne mulțumesc detaliile, domnule Leonte. Ce s-a întâmplat acolo? Ce ați discutat? Astăzi, la Petroșani, eu zic că a avut loc o întâlnire între conducerea prefecturii județului Hunedoara pe, și cu reprezentanți. Practic a fost o ședință a dialogului social care are loc lunar între reprezentanții prefecturii și organizațiile civice care participă la acest dialog social. Această întâlnire s-a desfășurat la Petroșani din mai multe motive. În primul rând, aici este masa mare de pensionari care, a căror pensii sunt diminuate și practic în urma acestui proces de recalculare au fost diminuate, li s-au luat chiar din puncte care au fost pe contributivitate. Doi, trebuie să ținem foarte, trebuie să ținem seama de faptul că această inițiativă a fost luată la nivel de județ de Hunedoara datorită... Da, astea sunt detalii. Ce ați discutat acolo, domnule Leonte? 80% din numărul total de pensionari sunt afectați de această lege. Doi, s-a hotărât în felul următor să se facă o comisie, deci reprezentanți de aici, din județul Hunedoara, care să meargă la comisia de negocieri pentru modificarea legii pensiilor. Din această, cel care conduce acest colectiv a fost, am fost desemnat eu, mai sunt desemnați încă 3 domni care sunt reprezentanți ai pensionarilor de aici din Valea Jiului. Dacă va fi nevoie, probabil că vom mai chema și alți oameni, dar deocamdată am zis că lucrurile care sunt legate de modificarea legii pensiilor, nu ne trebuie o lege nouă, când spune domnul Ciolacu, că ne mai trebuie 2 mandate, înțelegeți, pentru o lege nouă, așa cum am făcut cu legea 127-360, nouă ne trebuie să plecăm de la legea 127-360 și în 3 zile, dacă se dorește și se vrea, trebuie să existe voință politică, această lege poate fi modificată. Voi prezenta soluții tehnice la întâlnirea de lucru cu reprezentanții guvernului și a partidelor politice în Parlament. De fapt,
Ministerul le știe. Le știe că le are de aproape un an de zile. Am înțeles. Bine, domnule Onte, vă așteptăm cu detalii săptămâna viitoare. De Silvia Dinică se face un fel de comisie a reprezentanților pensionarilor și se întâlnesc cu voi parlamentarii pentru a schimba legea, înțelegem. Haideți să ne gândim puțin. Știți bine cât de greu îi se mișcă lucrurile în Parlament. Deci asta e din nou o promisiune din aceea care e menită să mai vândă un pic de speranță nerealistă. Pentru că dacă vroiau, rezolvau toate aceste probleme. Avem și noi un SR proiect de lege în Parlament care rezolvă punctual situația celor care au lucrat în condiții grele de muncă, dar au fost nenumărate alți actori din societate care au atras atenția asupra faptului că această recalculare va veni cu greșeli și va lăsa aproape un milion de oameni cu pensiile mai mici. Dacă vroiau să rezolve problema, o rezolvau înainte de a se emite aceste decizii. Bun, haideți să vedem, astăzi a fost o conferință a șefei casei de pensii de la București, mă rog, și de la sectoare, au încercat să liniștească oamenii și vreau să arătăm, să vedem puțin din declarații, pentru că au explicat ce se întâmplă, în continuare explică că nicio pensie nu scade, dar să știți că sunt 800.000 care sunt scăzute pe deciziile de recalculare și vă spuneam așa, 56.000 de pensii pe condiții speciale în gheață, 13.000 de pensii pe condiții deosebite în gheață. Hai să ascultăm. Pensiile vor fi egale pentru contribuții egale și în urma recalculării, așa cum am mai precizat, nicio pensie aflată în plată nu va scădea. Începând cu luna septembrie acestui an, aproximativ 390.000 de pensionari din municipiul București vor avea un motiv de bucurie, pentru că pensia le va crește, aflată în plată. Există însă o categorie de pensionari cărora pensia le va rămâne în plată la nivelul lunii august. Odată cu transmiterea acestor decizii, am avut un flux mai mare de beneficiari care s-au prezentat la ghișeele noastre, ceea ce este normal, pentru că oamenii au venit cu nelămuriri, cu neclarități, pentru a înțelege procesul de recalculare. Și mulți dintre ei au înțeles acest proces de recalculare. Nu avem decât 277 de cereri de revizuiri, așa cum a menționat raportat, la 470.000 de decizii aflate în plată, ceea ce este un procent infim. De la 1 octombrie, odată cu creșterea plafonului de impozitare de la 2.000 la 3.000 de lei, un număr de pensionari... Da, odată cu modificarea plafonului, cei care nu intră la această impozitare până în 3.000 de lei vor avea și o majorare, ni se spune, de la 1 octombrie. Domnule Florescu, ce ne-am așteptat cu toții? S-a întâmplat un mare haos, o mare mizerie, mai ales că oamenilor li s-au furat cumva puncte de contributivitate, ani de muncă. Oamenii sunt disperați acum. Da, pentru că a fost un haos cu mărirea pensiilor. Îi tot amenință pe vieții pensionari de luni, de zile, cred că de când eram în precampania electorală de la alegeri, alegerile locale, i-au tot mințit că le măresc pensiile, au trecut luni de zile și suntem în situația în care 800.000 de pensionari, numai că li s-au înghețat pensiile, le-au și scăzut pensiile. Oamenii sunt nemulțumiți, oamenii săraci sunt mințiți în continuare, au stat liniștiți până acum că vorba aia au așteptat să li se mărească pensiile. Campania electorală bate la ușă, vin alegerile prezidențiale și mai apoi, peste o săptămână după cele prezidențiale, cele parlamentare și hai să-i mai mințim puțin pe oameni. Și-au bătut joc de ei luni de zile, i-au trimis în țară să-și ia tot felul de chitanțe, de tot felul de ce-au cerut și ce nu au cerut. Adeverință, da. Adeverință. Au plătit bani din buzunar și au rămas fără bani și s-au împrumutat. În situația de față sunt oameni care, într-adevăr, pensionari, cărora li s-au mărit pensiile cu de la 1.000 de lei în sus și care sunt foarte mulțumiți, dar sunt și foarte mulți pensionari cărora li s-au greșit calculația și au rămas pe din afară, sau alții care au avut niște pensii, vorba aia, de 1.500 și care au rămas și le-au scăzut și pensiile astea foarte mici.
toți să ne mulțumiți. Sperăm ca în cel mai scurt timp să se revizuiască. Să repare tot greșel, pentru că vieții oameni n-au nicio vină că au muncit atâția ani și se trezesc în imposibilitatea de a avea un trai decent acum la bătrânețe. Nu mai spunem că n-au bani de medicamente, că n-au de întreținere, că n-au bani de alimente și de vacanțe, nici atât. Domnule Popa, vin la dumneavoastră și am mai multe întrebări, și pentru că astăzi sunteți în tot timpul în contact nu doar cu pensionarii, ci și cu case de pensii și cu ministerul și așa mai departe. Prima chestiune, îmi scriu foarte mulți pensionari că nu au sosit deciziile de recalculare. Deci, haideți să facem o nouă categorie. Nu cei care au primit și au trăit un mare șoc, mai sunt unii care nu au primit. Și conform declarațiilor ministrei, azi era ultima zi. Să rămână dumneavoastră și... Bun găsit. Bună ziua, invitaților dumneavoastră și telespectatorilor. Problema e în felul următor. Astăzi am avut întâlnire cu pensionarii. Acum am ajuns și eu acasă. Am avut întâlnire în diferite zone ale orașului. M-au chemat, mi-au arătat multe decizii, unele, într-adevăr, erau cu greșeli, dar majoritatea erau pe bune. Ce vreau să spun, după ce am avut această întâlnire, în jurul orei 12:30, am ajuns la casa de pensii și mai erau de distribuit ceva, adică trimiteau borderourile, cam așa ceva, nu știu cum să numesc, către Poșta Română. Între timp am luat legătura cu directorul casei de pensii Galați și am întrebat, pentru că a avut un interviu în ziarul Viața Liberă, și am întrebat, doamna director, vă rog să-mi spuneți mie care e situația, că zic că mai sunt pensionari. Și mi-a arătat, uitați, ăstea sunt ultimele borderouri care le trimitem la Poșta Română pentru... Deci încă se trimite la casele de pensii. Oamenii se stai liniștiți că le primesc. Către Poșta Română. Da. Deci, în final, după toată discuția, am ajuns la concluzia că au cam terminat. Da. Nu știu dacă 100%, dar a terminat. Acum. Problema e că la ghișeile care erau înființate de când am avut confruntarea, știți, la Galați cu domnul președinte Bubaciu și cei care... În staf s-a diminuat cam în apropiere de 70-80%, dacă nu, acele ghișei care le-au format dânsii când au venit la Galați. Bun, dar dumneavoastră vorbiți acum strict de Galați, dar noi ne urmăresc oamenii din toată țara. Acum, da. Nu, vreau să vă spun și din țară. Da. Din țară. Păi asta urmă, okay, stați un pic, deci, stați numai puțin, vă rog. Deci, aceste decizii de calculare încă se trimit de la casele teritoriale către Poșta Română în continuare, însă anunțul făcut a fost că oamenii, chiar dacă nu-și primesc decizia de recalculare, suma este cea din august pe care o vor primi în continuare, deci rămâne suma în plată. Asta odată. Apoi s-a vorbit astăzi despre faptul că pensionarii care vor fi scutiți de la impozitare, pentru că crește acest prag la 3.000 de lei, vor primi o nouă majorare la 1 octombrie. Domnule Popa, adică cum, pe cupon o să fie suma mărită sau cum? Nu. Problema e felul următor, doamna Constantin. Deci se ridică pragul de impozitare la toate categoriile de pensionari, de la 2.000 la 3.000. Cel care a depășit 3.000 va avea un beneficiu de 100 de lei, cel care are 2.500 euro, nu este 50 de lei și 100 de lei. Aici e problema. Dar atenție foarte mare. Nouă ni s-a promis de către ministrul de finanțe această majorare, e un fel de majorare de la 1 octombrie, de ziua pensionarului. Eu acum sunt un om sceptic și câteodată mai și spun, dar dacă nu ne dă, cum sunt și toți pensionarii. Eu sunt acum într-un totul de acord cu domnul ministru, dar să vedem în mână. Bun, nu e să vedem un mesaj de la o telespectatoare care spune exact ce ziceți dumneavoastră, că oamenii s-a creat o chestiune fără precedent. Îmi spune așa, doamna care a lucrat în condiții speciale, grele. Doamna Ioana Constantin, vă rog să transmiteți următorul mesaj. Cu această nouă lege a pensiilor s-a creat un precedent. Adică orice guvern în viitor, care are o majoritate în Parlament, poate trece o nouă lege a pensiilor și să modifice după bunul plac deciziile de pensionare deja date de alte legi organice. Asta arată că nimeni și nimic nu ne mai garantează cuantumul pensiei actuale. Chiar și a celor cărora le-a crescut acum, poate fi diminuată și toți vom avea de suferit. Spun asta dintr-un singur lucru, siguranța zilei de mâine pusă în pericol de aceste modificări și poate că a venit vremea să fim cu toții uniți, să nu ne mai dorim moartea caprei vecinului. Sunt sigură că pensionarii care au pensia redusă
vor găsi o cale de atac în instanță pentru a repara această situație neconformă. Este mesajul pe care l-am primit de la doamna asta, apropo și de ce spuneați, domnule Popa, dumneavoastră, că s-a creat o situație fără precedent. Da. Haideți să fac o paranteză aici. Doamna are perfectă dreptate. Nu știu pe ce lege a ieșit, nu o cunosc, nu mă cunoaște, bănuiesc, dar problema care are perfectă dreptate. Nu s-a lucrat la un combinat de apă grea, așa. Da, a, la Hălânga, județul Severin, turnul Severin, da, că nu Hedin, județul da, Caraș. Da, 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 acolo era pe acea de apă grea, da, pentru, pentru astea nucleară, electrică. Da, mă rog, deci acum nu vrem să facă un precedent din asta guvernele care vin datorită faptului că dumneavoastră trebuie să mulțumim, să le spunem pensionarilor realitatea. În felul următor, dom'le, dacă am ieșit pe legea, dau un exemplu, 263, stadiul de cotizare a fost 30 de ani, mi-am părțit, mi-a făcut atunci pe legea aia, mi-a făcut pensia de 3.000 de lei. Nu vine acum pe o nouă lege să-mi recalculez pensia, da? A făcut altă lege. Deci asta este problema. Oamenii de asta le e teamă. Dom'le, vin la anul și știți ce spune, fac altă lege și-mi ia din pensie și iar mă ia cu recalculare. Bun, dar nu, hai să vedem patru greșeli pe această recalculare, pentru că ei, Casa Națională de Pensii, ne-au comunicat aceste greșeli. Preluarea incorrectă a datelor din documentele justificative, adică modul în care le-au introdus. Interpretarea eronată a legislației. Aceasta poate duce la erori în determinarea stagiilor contributive. Asta spun ei, domnule Popa. Necontributive, declararea incorrectă a datelor de către angajatori. Hai să mai îi arătăm. Cred că, așa, mai erau încă două. Comunicarea inexactă, lipsa comunicării din partea beneficiarilor și calculul eronat al diferențelor dintre pensiile cuvenite și cele încasate, Silvia Dinică. Deci și-au dat seama și de unde au provenit erorile pe care le-au făcut. Și-au dat seama, dar și-au dat seama când? În momentul când oamenii disperați au venit la ghișee ca să solicite niște lămuriri. Toate lucrurile astea puteau fi făcute înainte, adică puteai să verifici cu softul respectiv, care nu știm dacă există sau nu există, știm doar că s-au plătit niște milioane de euro pe el, puteai să verifici cum se modifică aceste sume și pe aceste modificări, în sens, în sensul care scădeau aceste decizii de pensionare, să te uiți în urmă și să vezi de ce au rezultat aceste scăderi semnificative. E corect, nu e corect. Adică asta era o muncă care trebuia făcută înainte, astfel încât oamenilor să li se prezinte o variantă corectă. Bun, domnule Florescu, mulțumesc mult, domnule Popa, îl salut și pe domnul Petru Totoescu, reprezentant al minerilor, pensionarilor din minerit. Imediat vin domnule Totoescu. Domnule Florescu, acum e simplu să înșire niște 4-5 motive pentru care s-au greșit astea, dar sunt oameni care spăcați de boală, au avut un șoc când au văzut deciziile, alții au muncit o viață întreagă, s-au trezit că le-au modificat pe acolo stagiile. Nu mai zic de faptul că acum s-au trezit că trebuie să schimbe plafonul pentru medicamente, acum ca să primiți medicamente compensate cresc, ci că plafonul la 2000 de lei. Dar asta trebuia să le rezolve înainte. Nu, vieții oameni au tot așteptat și au crezut că li se vor mări pensiile tuturor. Da. Ei au constatat că, de fapt, a fost o minciună. Pe de o parte s-a greșit și sperăm să se revizuiască această greșeală, dar pe de altă parte sunt pensionari care cărora le-au scăzut pensiile sau care au primit un procent mult, da, mult mult prea mic față de ceea ce considerau ei că au muncit vremea lor, că au venit cu adeverințele respective, au cheltuit niște bani, niște zile pierdute pe la cost, pe în alte părți, și au constatat că ieri aveam o discuție cu un prieten și mi-a spus, domnule, mama mea a primit 5 lei în plus față de pensia pe care a avut-o până acum. 5 lei în plus. Și atunci ce să mai înțelegem? Și vin și ne spun că, domne, că niciun pensionar nu o să rămână fără pensie și hai să-i mai păcălim puțin, să treacă puțin campania asta electorală, că vin alegerile și să ca oamenii să stea liniștiți. Sunt 800.000 de pensionari cărora nu li s-a mărit pensia. Da, le-au și scăzut chiar și din aceștia, exact ce vă spuneam, 56.000 care au lucrat în condiții speciale rămân cu pensii înghețate după recalculare, 13.000 pe condiții deosebite. Domnule Totoescu, întâi de toate v-aș întreba de cifrele astea. Nu prea au corespondent în realitate, nu din ce știți, adică pensii înghețate doar atâtea să fie, că ei așa se referă. Te rog mâinile. Nu cred așa ceva. Da. Deci
Mi se pare, adică sunt niște cifre foarte mici, foarte mici. Nu, da. Nu, nu are cum să fie atât. Problema, știți care este, ce să discutăm mai înainte. Domnule, cum s-a ajuns la chestia asta? Că e eroare, că e cutare, că e... Totul este legat de factorul uman ca eroare, să zic așa. Bine, asta se înțelege. Problema este alta. În Ministerul Muncii și în Casa Națională de Pensii, eu vă garantez, în mod sigur sunt niște persoane care au știut ce se va întâmpla și cum se va întâmpla. Au știut, vă spun eu. Nu sunt mulți, dar sunt câteva persoane care au știut. S-au lăsat așa să meargă activitatea. Eu i-am spus și la domnul președinte Șoldan, domnule, vedeți că trebuie să cadă niște capete. Pentru că bătaia din asta mai mare, cum s-a făcut acum, eu nu mai știu ceva în urmă. Nici comunici nu și-au bătut joc de noi, așa cum își bat ăștia. Dar, domnule Totoescu, mi-au scris, am întrebat de vreme și la domnul Popa, vă întreb și noastră, că îmi scriu foarte mulți pensionari că nu au primit deciziile de recalculare și oamenii știu că azi este ultima zi. Și, mă rog, spune doamna ministru, spune reprezentanții casei că se trimit aceste decizii către poștă de la casele teritoriale și că nu contează, că rămâne pensia în plată, că oamenii trebuie să aștepte liniștiți deciziile, dar până la urmă oamenii pierd și din termen, din tot felul de elemente, nu au cum să mai conteste, nu știu ce bani primesc. Da, mai ales că am aflat că a intervenit acel cod de bare de pe plicurile trimise de casele de pensii, care nu, nici noi nu mai avem control, adică e ceva derutant total. Noi trebuie să luăm prima zi 16 plus 45, de fapt 47, că prima și ultima zi nu se pun. Nu, e ceva care este un fel de herupism dintre ăsta politic, de generație nouă, și nu a mers, a fost forțată. Chestia asta a fost forțată. Când forțezi un lucru, trebuie să ai oameni pregătiți pentru așa ceva. Nu poți să faci un hei rup cu oricine. Bun, domnule Totoescu, dumneavoastră, ce vreți să faceți în continuare pe zona de minerică? Vi s-au promis niște lucruri. Mai devreme era domnul Leonte care se întâlnise în Hunedoara și spuneau că au făcut o comisie să meargă la Parlament să negocieze schimbări pe lege. Noi, apropo, nici eu n-am primit decizia, să știți. Și m-a mai sunat oamenii ce se face. Bă, trebuie să așteptăm și... mergem peste ei la casă de pensii să ne le deie. Cred că nu o să le convină. Noi, la nivelul județului Suceava, prin structura care am reușit să ne organizăm, așteptăm răspunsul de luni, marți, miercuri, cel târziu, joi, a spus că ne dăm un răspuns concret la problemele noastre. Am înțeles. Asta am putut să facem. Prin ceea ce am făcut, ne-am apropiat de prim-ministru. Bun, mulțumesc mult, domnule Petru Totoescu. Oamenii tot așteaptă soluții, tot se gândesc să meargă la discuții, ba cu reprezentanți pe plan local, ba cu reprezentanții guvernului. Dintre modificări, vreau să anunț telespectatorii că știm sigur așa, că nu se mai impozitează pensiile sub 3.000 de lei, că plafonul pentru medicamente compensate crește până la 2.000 de lei, dar asta nu este încă o decizie luată și nici nu există în mod oficial, și indemnizația aceea socială minimă de 1.281 de lei rămâne în plată, chiar dacă pe deciziile de recalculare au venit sume mai mici. O să mai discutăm ora următoare și despre ce s-a întâmplat cu nevăzătorii și persoanele cu dizabilități, pentru că au fost astăzi la întâlnire cu Ciolacu și mai târziu în emisiune și despre ce se întâmplă cu a doua recalculare și cu firmele de arhive. Însă, vreau să schimbăm subiectul, să ne uităm un pic și la ce se întâmplă cu prețurile la alimente, ce se întâmplă cu produsele românești pe care le importăm masiv din străinătate. E sigur și o revoltă a fermierilor, imediat alături de noi și Ștefan Muscă, reprezentant al fermierilor și președinte al Sindicatului Fermierilor Patrioți din România. Însă, pe cifre, importăm 70% din merele pe care le consumăm în România. Asta înseamnă importăm 9,3 kg de mere și exportăm 1,8 kg de mere de persoană. Avem cele mai scumpe legume din ultimii 30 de ani, nu mai vorbesc de importurile pe carne de porc, da, de exemplu, acolo importăm undeva la 80% din produse. Domnule Ștefan Florescu, vin la dumneavoastră, aici domnul Muscă, bun găsit, domnule Ștefan Muscă, mulțumesc mult că sunteți aici. Bun. Mulțumesc și eu pentru invitație. Imediat vin la dumneavoastră. Ștefan Florescu,
Dom'le, cum ajungem la cifre? Mere? Până și mere? Știți care e problema? Până acum căutam producătorii prin piețele românești și îi găseam. De acum nu mai putem să căutăm producători, pentru că producătorii au ajuns să stea cu marfa în depozitele lor sau să o arunce sau să o dea la porci să o mănânce, pentru că n-au unde să-și o vândă. Din cauza inflației, prețurile la produsele românești au crescut foarte mult. De-aia nici ei nu-și permit să vină să-și plătească taraba, să stea în chirie prin București, ca să poată să-și vândă produsul pe care nu-l mai vinde, pentru că e foarte scump față de produsul pe care îl luăm din import. Acolo unde nu plătim taxe, impozite, unde vin tirurile cu marfă, unde... Deci ajung prețurile românești, produsele românești, cu cel puțin 30% mai mari decât prețurile produselor care vin din import. Și atunci nu le mai convin nici producătorilor să vină să stea cu marfa în piață și nici măcar primarii nu au organizat piețe volante să le dea posibilitatea producătorilor să vină să-și vândă produsele în marile orașe. Și atunci să-mi fie cu iertare, intri în piața românească și vezi că e plină de comercianți și de... De samsari. Samsari. Da. Domnule Muscă, sunt cifre care cred că sunt oricum mai jos decât realitatea, adică la carne de porc vorbeam de mult de 80%, cred că acum s-a dus la 90%, ci că 70% din mere, usturoiul din China, roșiile din Turcia, păi și dumneavoastră care munciți aici, am văzut că le aruncați pe câmp. Ce rugăminte la dumneavoastră să nu amestecăm capra cu varza? Așa. Prețul ăla care spune domnul Florescu de el că ajunge piață, ăla e prețul comerciantului. Ba, știi, așa Niciodată noi n-am vândut ca producător mai la preț mai mare față de ce vine din afară. Situația este că noi trebuie, în numele lui Dumnezeu, să spunem adevărul că țara asta nu mai este guvernantă de foarte mulți ani. Pentru că polonezii vine la Voinești și cumpără mărul cu un leu și mi-l întoarce în România cu 4 lei în școlile de România. Pentru că acești oameni, politicienii responsabili, ne tot mint și spun că va da ei o ordonanță care să nu fie decât produs românesc în școală, în spitale, în penitenciare. Deci s-a ajuns de polonezul atât de șmecherese, vine, cumpără mărul și sub un leu de la Voinești, pleacă cu el și nu întoarce înapoi cu 4 lei. Tot polonezul merge la masca, cumpără o castravedere cu un leu și mi-l întoarce în supermarket cu 14-15 lei în borcan. Deci noi nu suntem capabili, ați văzut ce s-a întâmplat, că am citit și articolul, ei acum fac sucul, cindru, ce fac ei acolo, din măr și sunt cei mai mari producători din Europa. Dar poate să fie mere românești, pentru că noi nu avem piață, noi nu avem loc în piețe. Să fie clară treaba. Iar ceea ce am așteptat ani de zile și ne-a tot dus cu zăhărel acești politicieni, că va pune în vigoare legea 3.2.1, unde supermarketurile vor fi obligate să preia 51% din produse să fie de proveniență românească, nu s-a întâmplat și cred că cu asemenea politicieni nu se va întâmpla niciodată. Vom dispărea pentru că și în acest an s-a aruncat roșiile, nici cu 80 de bani nu s-a putut. Nimeni nu o să-și mai permită la anul viitor să mai cultive, având în vedere și știind că nu există piață de desfacere și ne tot păcăresc acești politicieni că o să ne ajute în baza unor proiecte să facem linii de procesare sau să facem niște depozite cu temperatură controlată. Până nu vom face aceste lucruri, marfa românească este pusă în mare pericol. Eu țip de ani de zile și spun că siguranța alimentară cu produse românești este în pericol. Adică cu mâncare românească, n-am treabă ce vine de afară. Da, nu da, mă interesează să... Da, corect. Da. Silvia Dinică, da, noi de la an la an atât facem. Numărăm, da, cu cât cresc importurile. De la 60, la 70, la 80, dar nu facem nicio măsură să reducem chestiunea asta. Păi nu facem, că la Ministerul Agriculturii nu există niciun fel de direcție. Există doar niște promisiuni că or să facă, că or să dreagă. Așa cum spunea și domnul Muscă, uite, sunt situații concrete, sunt suspiciuni ale fermierilor că se întâmplă anumite lucruri. A cercetat cineva, a constatat ce se întâmplă acolo. După aceea, cum zicea și domnul Florescu,
cum facem ca marfa de la fermier să ajungă pe raftul magazinului sau în piață? Care este cel mai ușor drum și care e cel mai puțin costisitor? Pentru că pare că îi pedepsim tot pe fermieri, tot în cârca lor punem și sarcina asta de a ajunge cu produsul în siguranță, în stare bună, în fața mea, în fața celui care trebuie să cumpere. Iar asta este o povară inegală pe care ei nu au de ce să o ducă. Ei trebuie să aibă infrastructura astfel încât se poate să-și vândă produsele. Da, mulțumesc mult, Silvia. Vă mulțumesc, domnule Muscă. Pauza de publicitate și ne întoarcem așa cum v-am promis și cu chestiunile legate de arhive și de a doua recalculare la pensii. V-am promis că vorbim și despre cea de-a doua recalculare. Dacă pasta prima au făcut-o praf, hai să vedem ce ne așteaptă la a doua, cea la care ar trebui să aduceți dumneavoastră adeverințe prin care să dovediți diferite perioade de muncă, doar că unde să fie arhivele, că asta e problema, unde să fie documentele. Discutăm în continuare cu Ștefan Florescu, președinte PMP Sector 6, și cu Horațiu Raicu, secretar general al BNS. Mulțumesc foarte mult, domnule Raicu. Bun, înțelegem că ar fi vreo 2 milioane de seniori, domnule Raicu, care ar trebui să aducă aceste adeverințe, însă Arhivele Naționale au dat un comunicat că ele dețin doar 2% din aceste documente și că oricum problema cu tarifele nu e în curtea arhivelor, ci este în curtea Casei Naționale. Noi am mai discutat, e vorba de ordinul dat de președintele Casei. Da, cât se poate de corect. Acum nu știm dacă cifra e foarte exactă de 2 milioane. Noi apreciem ca fiind mult mai mulți. Acum, în ceea ce privește tarifele, într-adevăr, aceste tarife se stabilesc de către Casa Națională de Pensii prin președintele acestuia. Numai că mare parte din pensionari care și-au făcut rost de aceste adeverințe, ce să vezi, nu au același format ca cel aprobat prin norme. Și atunci, Casa Națională de Pensii, Ministerul Muncii, trebuie să găsească o soluție, pentru că parte din documente oamenii, unii dintre ei le au deja dosarul de pensii sau alții le au deja, să spunem, acasă și urmează să le depună. Și atunci când le vor depune, să le spună la ghișeu că nu sunt buni. Păi și ei ce ar trebui să facă? Stați că probabil că sunt mulți în această situație, domnule Raicu. Ce ar trebui să facă oamenii care le au deja? Păi, ce ar trebui să facă, fiind foarte, acum răspunsul meu va fi sarcastic și îmi cer scuze, să o ia de la capăt, adică să se îndrepte spre același deținător de arhivă, să-i elibereze un alt model pentru care să plătească. E o nebunie, o situație total halucinantă, dacă îmi permite să spun așa. Și atunci, pentru situația asta, trebuie găsită o soluție. Totodată, trebuie găsită soluție și pentru cei care nu le dețin. Arhivele Naționale, într-adevăr, dețin 2%, restul sunt la societățile care se ocupă, care au obiect de activitate, arhivarea documentelor. Ei, problema este ca acei 2 milioane de pensionari să identifice operatorul economic, societatea comercială, să-l contacteze, să vadă dacă există și să facă o solicitare în sensul ăsta. Asta îi trimite pe săracii pensionari spre domnul Google să caute, să vadă. Deci nu găsesc undeva propriu-zis, el a lucrat la nu știu ce societate, cine este societatea care îndeține arhiva. Este un întreg haos. Și atunci, Casa Națională de Pensii ar trebui să centralizeze aceste date ca să fie mult mai simplu pentru oameni, pentru că fiecare știu, cunosc unde au lucrat, să subvenționeze tariful și probabil dumneavoastră o să-mi spuneți, bine, bine, banii ăștia vin de la bugetul de stat. Da, dar pensionarii, ei au plătit contribuții. Eu sunt foarte de acord. Deci ar trebui găsit o soluție prin care statul să acopere, pentru că oamenii ăștia nu vor lua niciodată majorări care să acopere costul adeverințelor. Exact. Mai mult decât atâta. Ironia situației în ce costă? Stat și Casa de Pensii, Ministerul Muncii știe exact despre ce societăți vorbim, despre societățile care au dispărut, care nu mai există și toți oamenii aceștia de fapt au un acord global, un acord individual, au niște prime luate în decursul timpului. Deci nu pot să spună că nu cunosc. Și atunci ar trebui să subvenționeze, să solicite ei centralizat de la societățile care dețin
dețin aceste arhive și să plătească ei către aceste societăți. Că nu degeaba le cere pensionarilor ca să semneze pentru talon, că l-ai certificatul de viață, adică să știe că omul mai este în ființă. Păi atunci, dacă tu știi câți pensionari ai, dacă tu știi de la ce societate a ieșit el la pensie, de ce nu ceri tu arhivatorului privat să-ți dea într-un format pe care îl vrei tu să-l centralizezi în acest soft care... Foarte corect, domnule Raicu. Mai stați cu noi, Ștefan Florescu. Deci statul putea să rezolve. Da, eu cred că interesul statului a fost ca această bulibășală cu creșterea pensiilor să dureze cât mai mult, ca ei să poată să-și facă treaba lor și să stea la guvernare și să inducă ideea că, domne, vor crește pensiile. Bătaia asta de joc, trimițându-i pe pensionari să-și ia adeverințele respective, mulți dintre ei nici nu le-au mai găsit. Multe arhive au fost inundate, altele au luat foc. Nu se mai găsesc, dar într-o bază de date ei ar trebui să aibă toate aceste date. Și atunci statul, dacă le lua direct de acolo, vă dați seama, toți pensionarii care stau și care cheltuiesc bani pentru aceste adeverințe, mergea mult mai repede treaba și cred că asta cu mărirea pensiilor nu trebuia să dureze un an de zile, trebuia să dureze maxim 2 luni. Guvernul trebuia să lucreze fără toată campania. Dar cred că bătaia asta de joc este cumva ca să poată să și lungească această perioadă, să vină campania electorală, să zică, domnule, uite, va mări pensiile acum în pre-campania electorală și să își vândă votul doar pe promisiuni și pe... Da, domnule Raicu, foarte scurt, am telespectatori care îmi scriu, ei știu exact unde au lucrat, dar spun că nu există arhivele, că nu mai există absolut nimic. Sunt și astfel de cazuri? Da, există fără doar și poate. Și dumneavoastră ați spus de arhivele naționale. Păi arhivele naționale, în primul rând, ar trebui să aibă acces. Și mai pun o întrebare foarte pe scurt, ca să nu ocup timpul. Cei care urmează să iasă la pensie la în octombrie, că termenul de recalculare este de 6 luni, legea nu spune pentru viitorii pensionari să iau în calcul documentele acestea. Ah, deci înseamnă că e doar pentru cei care deja au ieșit la pensie. Foarte bună observație. Păi... O să întrebăm și noi mai departe la minister. Eu mă refer chiar la mine, că sunt într-o situație de genul. Foarte interesant. Mulțumesc mult, domnule Raicu. Mulțumesc, Ștefan Florescu. Pauza de publicitate de la Fix. Continuăm discuțiile despre recalculare, dar și ceva foarte interesant despre ce se întâmplă cu Comisarul European al României.